Ruginesc albinele cerul ca făina, fluturii rămași comizi, ronță e grădina. Ronță e grădina, albinele, ronță e grădina. Din văzduh curge belșug, totu-i ca făina, stric și vine cineva și aprinde lumina. Aprinde lumina. Exact. Hai, pregătiți pentru o nouă aventură? Pe coloană cine? Pe coloană. Da, nu merg eu tot timpul primul, da? Niște dinți de aia de rechin, nu de fierăstră, deci niște dinți uriași. Și am început acum în forță cu o primă urcare. În sfârșit, ieșim din Runcu, intrăm în Bâltișoara. Și aici se pare că suntem pe plat. Ha! Nerepertoriată, da? Partea plată, cum s-ar zice. Nu trebuie să tragem tare, că nu primim puncte. Carusel, bă, nu alta. Ia, fie mașină din față. Asta e un păieri. Așa începe aici. Pe care l-ați dincolo urmează, da. Urmează neasfaltatul. Hai. Dar e coborâre. Da, e un drum, face parte din Eurovelo X. Ia uite, câinele în mijlocul drumului, bă. Așa, scoală-te. Bă, taci din gură. Tu nu te uiți la tine cum arăți. Da, da. Știu că nu-i bine să te ridice ăștia, nu? E și bolnav, săracul, de tine. Hai, acum urmează porțiunea de drum neasfaltat de care ne-a informat gazda noastră ieri. Din fericire este numai coborâre, dar trebuie să avem grijă și la coborâre cu bagajele. Cobor la fel ca și cum urci. Da, se pare că sunt și puține urcări. Bine ai dus, Dori! Agoș! Am fost la Caterina Teodoroiu. Ai avea toată casa cât bucătăria asta. Dar asta este un ceacâ. Și un țest de fontă. Da? Ale lega. Jeune titan. Da, prochain objectiv, Tismana.
Hai că e numai 7%. Hai, tineri titani. Salut, tânăr titan. Hai, hai. Cu liftul, că de-aia vi l-am adus după voi. Data viitoare o să vorbesc cu autoritățile locale să mai niveleze naiba terenul. Următorul tur al Olteniei va face pe biciclete exclusiv electrice. Da. Nu mai face nici un tur al Olteniei. Nu mai, gata, de acum încolo urma. De la Becheșov ăla, Otlaca de pustă. Orice fel de tur fac, orice fel de tur. Deci de la Otlaca de pustă până la Bichișaba. Uite, acolo sus este o peșteră. Nu știu dacă se vede de aici. Muzeul Tezaurului BNR. Uite, frig aici. Deci aici a fost băgat aurul în 1944. Interesant asta decât mănăstirea care era, este în renovare, nu? Da. Haideți, prieteni dragi. Iar zice lumea că mâncăm bere. Da, ciorbiță de porc. Da. În strachină. Pe trag bunta, dar aici nu se vadă. Da. Vina, consumăm apă Bucovina. Da, pentru că ai lipsit de la turul Bucovinei, trebuie să o bei aici. Plecăm în ideea că mai la sud ploaia nu e atât de puternică. Cel puțin așa arăta pe radar. Urmează să vedem. Grindina? Aprinde focul. Acum dacă stăm, o să ne fie plin. Dacă ne-am pornit, ne-am pornit. Ne-au dat și mai tare. Dar oricum ți-ai aici și îngheți. Dacă te miști, ți-e mai bine. Nu trebuie să te miști tare. Da. Nu se treacă. Băi, așa, 3 ceasuri, că strica acolo. GoPro, arrête capture! GoPro, primit par GoPro! Bă, îmi taci din gură! Aici a apărut lumina deja. Dar nu foarte puternic. Mai avem 6 km până la Baia de Aramă. Și cerul este de plumb.
perspectiva, perspectiva. E faină locația. Și sunt o grămadă de obiective de vizitat în zonă, Etienne. Da. Cum ar fi birtul satului, care este acolo, birt vilaj, care este acolo după casa asta, Orange și podul lui Dumnezeu. A fost o zi plină de realizări excepționale. Bă, dar măcar am mâncat bine. Da, nu e și desert. Bicicliștii veseli. Da. Nici vreodată după ce ies. Vezi că iar trebuie să bag bipuri. Dar cum să o luăm în acolo? Că ne udăm iar la picioare acum. Da. Acum cu o altă stare de spirit, da? Mergem să vizităm le birt du village și bineînțeles alte obiective. Nu vezi în partea aia la altă încolo. Coborând, să-l vezi. Saw a girl sitting on the floor with the headphones on. She was humming a tune, looking as happy as she could be. Nodding her head and closing her eyes and singing the song she was singing. And the sun broke through the window. She got everybody singing that universal song. Deci acesta este un pod natural pe care trec mașini. Acolo pe sus trec mașinile. Ziua începe cu o pauză de mic dejun copios. Sunt de copii. Bebelacii mănâncă cereale cu iaurțel. Păi era o bere, astăzi mâncăm iaurt. Deci. Păi da? Ceva cașcavaluț. Și așteptăm și salamul, nu? Să vină salamul. Hello, din. Facem. Bicicliști înjurându-se. Începem cu o urcare, ca să ne pice bine, să ni se așeze micul dejun. Astăzi, o tură în Mehedințul profund, fără obiective, numai cu peisaje. Deci, o piramidă dacică? Tunelul până la tunel. Exact, hai să o accesăm. Dar ne asumăm că putem ajunge într-o altă dimensiune, da, pentru că dacii... Ajunge la Craiova mult mai repede. Da. Ziua, să sperie de noi. Da. Bună ziua. Hai, mamă, hai. Tare la pișori, eu n-aș putea să împing la pantă. Ce să facem? Băieți, deci mergem pe Via Transilvanica acum. Am văzut semnele. Specific. Poate uitate puțin de lume. De ce? Că la Australia e viu, participă la activități. Da. Nici le birt du village nu au atâta forfotă ca în zonele celelalte. Dar îi plăcut să pedalezi pe aici. Încă doi, nu-i mult. Încă doi. Când vom ajunge acasă și vom merge pe șiria, vom fluiera.
Ia, stai, mă opresc. Nu mai stai, lasă, lasă, lasă. Să trăiești, neică, ce faci? Ai oi sau câini? Bași-mă de aici, ia! Nu vreți să mâncați o conservă și din alea, nu? Via Transilvanica din nou. Ne apropiem de vârf, nu-i așa, vărule? De acum încolo, numai la vale! Printre ultimele urcări, sforțări ale dealului. Nu știm dacă e ultima, dar e printre ultimele. Ha! Nu știu dacă se vede pe cameră acolo în spate. E o ploaie cât casa. Hai, hai băiatul, hai, hai! Fugi mai repede că uite, vine! Așa. Ia uitați-vă la norea, cum se ridică. Nu? Aia e apa din Dunăre, nu? Meteorologul nostru de serviciu. Hai. Obiectiv, ruinele medievale ale combinatului chimic, probabil. Da. Da, aici construiau dacii burlanele alea pentru tunelele sub montane. În sfârșit, destinația zilei, Drobeta, Turnul Severin. Nimic, am scăpat de ploaie. Da. Că nu e gata, că mine pedalăm iară. Exact. Bă, să ne fie de bine. Bine că am ajuns aici la Bogăsi. Bogăsi. Nu mai stăm în... Bogăsi în sărăcie acolo la camping. Să nu mai regizez, nu? Da? Na, tineri? Pornim, hai să-mi pui ploaie, că deja ai de uită. Imediat, bă, eu m-am să mai înleg ceva, stai, că nu-s gata. Că mai ai un sac, ce faci? Da. O cască, pe jos, Dori. Da, 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 lasă filmarea, lasă regizarea. Filmarea. Hai, Dori. Hai, că avem cea mai lungă etapă astăzi. Avem un lung de parcurs. 114. Mari proiectanți ăștia care au făcut pista asta de biciclete, ia fii atent. Venea de serviciu cu pista. Da, da. Deci trebuie să țopăi tot timpul pe ea, bă. Am intrat așadar pe drumul Olteniei Profunde. Asta nu mai este Oltenia de sub munte. Oltenia dinspre Dunăre. Da, prima urcare repertoriată a început sau nu? Nici vorbă, nu? Asta este un preludiu unei aventuri, cum s-ar zice. La ieșirea din Bistița ne așteaptă un perete. Prima urcare repertoriată, Quintana e în față, el se duce la școală. Ia uite. N-are treabă. Nu-l mai doare nimica. Începem zona roșie, țineți-vă bine. Pantă dacică. Da. Pe sub această pantă sunt unele
prin care dacii inteligenți merg pe plat, nu ca noi în urcare. Ce? Ce zici? Cum n-ai făcut nimic? Ai dormit la hotel ca un boss. Dar nu e drum, bă, direct la Craiova. Nu e drum. De la Ponoare. Nu pe drum de ăsta. Era de la plat și plictisitor. Bună ziua! Dacă n-ar fi ploaia asta măruntă, ar fi ideal. Tot mai sus. Ha? Da. Păi l-am văzut că venea cu viteză și taie curba. Crescut iarba pe asfalt, fii atent. Oltenia din Străfunduri. A doua căruță pe care o vedem pe traseul de astăzi, da? Da? Măcar primăria e faină, o țin local. Trece sadu pasat. Acum îți pui în valoare cauciucurile de gravel. N-ai tu treabă cu cauciucuri. Cauciucurile tale de pietriș. Că ieri parcă aveau rezistență la rulare mare, a? Cine comenta de chestia asta? Că nu-l văd în spate. Bă, dar ce face? Vine pe jos? Mă, județean nu-i făcut. În schimb, sunt trăzile laterale. Am ajuns și la partea care se repetă din Bucovina, cu drumul neasfaltat. Ia, ce s-aude. Mă duc să trec prin bălți. Vai, ce încadrare ai, imite! Oltenia profundă. Imite, uite! Și cărnița de cină de seară. Mă duc să spăl cauciucurile. Du-te, spală-le. Uite. Trebuie să schimb și lanț și pinioane când am ducat. Eu zic să schimb bicicleta. Mai luăm niște apă. Eu zic să schimb bicicleta, că deja s-a stricat acum. Știi cum se zice aici în Oltenia? S-a fermat bicicleta.
Auzi, bă, să o bagi tu prin pietrișul ăsta. Mai, cum să bagi așa bicicletă de gravel pe pietrișul ăsta? O strici, o fărim. Vai, ce zi de toamnă târzie! În iunie! Nici nu m-am gândit să-mi iau mănuși! Și nu mi-am luat! Județul Dolj, în sfârșit! Interminabila tură de astăzi! Cea mai lungă și cea mai înaltă. Vreau să-ți auzi comentarii... Nu, 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 suntem zen? Zen, suntem zen, da, îl așteptești pe Văru? Mi se pare mie sau merge pe jos? Bate vântul, nu s-a întâmplat. Deci... Nici toamna cred că n-ai așa. Ce să zic, bă, mi-aduce aminte de... O tură de 200, cum și vouă vă aduce aminte de o tură, de două ture de 200, nu? De ploaie? Da. Sau aia a fost mai... Aia nu-ți aduce ție. Eu am fost la alta din aia, în 15 mai. Sper să nu mă doară mâinile cum a durut atunci. Au. Exact. Знову ніч наступила холодна, мов лід, разом сіль залишила шрам. Ти Марі за спиною так печально бере. Ой, да, сунт уряк. Сунт цыганеш? Да. Що, не дзвонь? Ну. Ну, ласи. Це я роші, ласи. Пекат. Пекат. Там фі авут, чо манкал. Hey! I don't ever wanna stop. I don't wanna look away, don't wanna give up. In the middle of nowhere. I don't wanna look away, don't wanna give up. I don't wanna step aside and make it to the top. Am intrat în Craiova. Bravo! Acolo un tag ajunsărăm. Deci hashtag ajunsărăm. Hashtag ajunsărăm. În sfârșit. Vărule, felicitări! Imiche, felicitări! Ne vedem la următoarea, acum am dus să mănânc o pleșcaviță. Vedem noi dacă mai e... Dacă mai e următoarea, nu? Acum, dacă mai e... Babylon.